Bună seara! Începe emisiunea actuală regional. În această seară vă propun să discutăm despre Cluj, cu cine? Cu profesorul Bogo, așa cum îl știți cu toții. Mai ales elevii, pentru că este invitatul meu, profesor de istorie. Și nu doar un profesor de istorie, ci un iubitor al Clujului și mai cu seamă un patriot. Patriot în adevăratul sens al cuvântului, dar și un patriot local. Pentru că vorbește foarte mult despre Cluj. Și noi încercăm în această seară să aflăm mai multe despre Clujul pe care îl iubiți, și despre care trebuie să știm mai multe pentru că este fermecător. Invitații mei, domnul profesor Vladimir Bogosav Lievici, alături de mine, și profesorul Andrei Dălălău, care este discipul domnului profesor. Până sper seară. să fie așa, sper să fie așa. Da până, până acum acum funcționează excelent, dat, funcționează excelent. Vedem în această seară această. Vedem. Bun, acum asta, asta da. da. Vedem, vedem, o da. O echipă care cred că va vorbi despre Cluj și ne va face cunoscut Clujul așa cum nu l știm noi. Și de asta, domnule profesor, vă știe foarte multe lume și deja aici pe masă am o serie de cărți importante, scrise de-a lungul vieții, o am și pe ultima și o să avem și în plasmă o poză cu această lansare de carte, doamnelor și domnilor. Colegii se pregătesc, deja au pus poza, este o poză care și reprezintă, până la urmă, această carte din mâna mea, da? Au focalizat deja colegii. Cluj Mănăștur a domnului profesor Vladimir Alexandru Bogosavlievici. O povestire istorică și chiar cu asta vreau să încep, domnule profesor. Deci ați ales Mănășturul, un cartier atât de important, de mare și cu multe povești a Clujului da. vechi, a Clujului frumos, al Clujului nou, pentru că are un suflu nou de când vin tot mai mulți studenți aici. Vă rog. Da, în primul rând să spun că asta e o parte dintre cărțile care astea le-am scris. Mai am cărți în colaborare cu Asociația Vechiul Cluj, alea zvon nouă. Mai am o carte despre cimitirul central Hajongard în două exemplare cu un amic de meu, Ioan Ciorca. De articole și de astea alte să nu mai vorbim. Hai să mă și laud. Bun, acum lăsând gluma de deoparte, da. acum, gluma pe jumătate, cam cu ce, dar în, în, să răspund la întrebarea care mi-a adresat-o domnule Moldovan, de deci, ce am ales Mănășturul? Locuiesc în Mănășturul, de vreo 37 de ani de când m-am căsătorit adică m-am măritat. atât zic așa glumesc pentru că nevastămea avea apartamente de mănăștiuri. eu fiind uh, absolvent al uh, facultății de istorie și ăștia ne repartizau, am fost repartizat apropo lângă București în județul Călăraș, comuna Iliana, dacă ai auzit drumul ăla de Pantelimon Brănești da, care da, duc da, fundulea. Da, da. Ei, am stat în București în cum se spunea în an de Pantelimon Lângă Circul Foamei, deci corect, uh, corect. Circul Foamei între ghirimele, sigur nu era Andrei Circul Foamei, stai liniștit Dar să-i ziceau bucurești. deci trei ani de zile acolo Mi-am făcut stagiatura, acolo am locuit De predată am dincolo În ceea ce privește mănășturul, cum am bine am zis adineori, Locuiesc acolo și mi-am dat seama de fapt Ca și uh, orașul uh, Cluj Lumea nu-l prea cunoaște Mănășturenii, marea majoritate Trec, se împiedică de adevăr Cu ghirimele de liniștoare Se ridică și merg mai departe. De fapt, cum face toată lumea, și nu lumea în inclus și în alte orașe ale țării, pentru că ar trebui să se facă mai intens o istorie locală, cu, și cu znoave, și cu poante, și cu povestiri. Pentru că, dacă ne luăm uh, intrinsec, istoria în limba greacă înseamnă și povestire, și cercetare. Și atunci trebuie să o prezinți povestind. Deci, trebuie să nu uh, foarte multe lume confunde istoria cu statistica. Asta probabil și datorită. Poate însemna puțin un procent. Are, are un segment, are are un 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 segment de statistică. Da, că, vorbim Sigur de ani, că da. de perioade. Sigur că da. Există științe auxiliare, istorie sunt tot felul de domenii auxiliare. Sigur. Nu putem să începem cu anul 3000 și să terminăm cu anul 200. Corec, da. Corec. Poate, înainte de Hristos, da, dar asta e altă treabă. E, aici e problema. Trebuia astea de iubitor de clu, să spun. Acum, nu primul rând, numai pentru istorie le fac. În primul rând, de asta consider eu că e o cultură civică. Pentru că ați cunoaște orașul, face parte dintr-o... Ar trebui să facă parte într-o mândrie personală. Uite, domnule, vine... Mai, mai, avem această mândrie a locului unde locuim, a locului unde ne-am născut, această, să spunem, apropiere emoțională sau vibrație interioară care ar trebui să ne facă să credem mai mult în acel loc și prin asta, însemnând că suntem cu adevărat persoane care pot deveni modele pentru cei din jurul nostru pentru că putem pune și noi osul la treabă, cum se spune, să dezvoltăm arealul în care ne aflăm. Cum putem să-i facem pe cei de acasă prea. Auzi, să iubească, de exemplu, mănășturi? Adevărat, patriotii, fiecare să-și vadă de treabă la locul de muncă care îl are. El e adevărat un patriot. Nu să clamăm și știi foarte bine, vin alegerile, o să vedeți tot felul de Dan Danache, de Tipătescu, de... Nicio... nu lipsesc. nu lipsesc. Nu lipsesc, nu, lipsesc. Ăștia nu lipsesc. Îi vedem la întâi la Banoclien. Republica Moldova. Dacă da Acum în fine, peste tot de lume. Da. Așa e. Zon politic, da. Știi um. cum spunea și un președinte american, politica e a doua meserie din lume, o știi care e prima, dar asta e mai perversă, se pare. Da, în fine, nu intrăm în de astea, Correct. că porma asta va fi bestseller, îți dai seama, da. Da, Cei de acasă să da. uh. Avem nevoie și de astfel de emisiuni. Bineînțeles, ai nevoie de și Și foarte pentru că emisiunile ai cu problema? într-adevăr, sensibile. E lumea e prea. Nu, de uh, să... da. Și cu dumneavoastră, domnule profesor, și cu colegul nostru de platou, pentru cei de acasă, haideți să vedem Clujul. Da. Uh, cu uh, ce ochi să-l privim? Și începem cu Mănășturul. Obiect... de la ultima. ultimul. Păi, cu... pe de ce am început Cluj, cu mănăștur. Mănăștur. Acum e ultima mea carte, dar de ce? Mănășturul a fost înaintea Clujului. Deci sunt trei Clujuri, un Evu mediu, timpuriu, numit. În limba maghiară se numește așa. Colojogna, Colojogna, Colojvar, orașul și Colos Monostor, sau Monastirium, de la mănăstire. Dar nu e singura localitate mănășturi în România. Mai este un mănăștur în Mănăstireni, mănășturul românesc. Mai este în Maramureș, Maramureș, pardon, mănășturul de la Copalni. Deci mai sunt uh, denumiri de mănășturi. În ceea ce privești documentele, se știe clar că în zona Calvariei, spune-mi, propriu de fapt, biserica are hramul Sfânta Maria, de fapt acolo a fost prima cetate, întărită. De fapt, acolo a fost sediul Comitatului Cluj, adică Comitatul să înțeleagă telespectatorul, județul Cluj. Acolo era comitele până la marea invazie mongolă. Când ăștia au făcut praf. Între timp, mănășturenii, abatele, care erau o funcție importantă din punct de vedere religios, era în conflict cu episcopul de Alba Iulia, care stăpânea Clujul. Cluj oraș nu era încă liber. Cluj oraș devine în 1316, 19 august, atunci primește statutul de oraș liber. Eh, dar acum, sigur că amănuntele astea le spui. Foarte important. Bineînțeles le spui. În primul rând le spui să facă distinția dintre un oraș medieval și un oraș actual, dar în primul rând să înțeleagă istoria, să o vezi din prezent, dar să nu interpretezi din prezent, pentru că lumea avea altă mentalitate atunci, erau alte obiceiuri, și să încerci să fii obiectiv. De ce zic să încerci? Niciunul nu suntem obiectivi. Hai să fim serios. Fiecare avem dramul de subiectivism. Categoric. Și istoria nu înseamnă că le știi pe toate. De ce e faină istoria să spun o treabă? Spre deosebire de matematică, care trebuie un de fizică. Istoria este impredictibilă. Nu știi ce să mai descoperă. Nu știi ce cum va fi. Sunt foarte curios, peste 100 de ani, eu și prietenul meu, tânăr Andrei, să fim într-o emisiune aici, bineînțeles, vorbesc cu un scenariu Science Fiction și să vorbim, măi, cum a fost în 2024 când am fost la tipul la moldovan cu Cluj Mărăștur. Mă, oare mai 300, bineînțeles că noi am două, 2 300 de ani. Glumesc, dar glumeam sine, să înțelegi, o altă mentalitate. Noi am filmat cu psa de cu apă, pf, adă asta, gunoiul, aspiratorul, tot pe buton. Așa este. Tot... Nu mai zic și altceva pe buton, pentru că de... De... nu mai... Robotizare. Da, fine, da. Robotizare. Se duce în zona asta. Bine că l-ați prezentat și pe discipul da, dumneavoastră, uh... de altfel un profesor uh, cu adevărat, da, la cel liceu o să ne spună și... Un profesor tânăr care, să spunem, o să vă moștenească, așa, iubirea față de Cluj, și poate o și transmite elevilor clujeni pe care îi păstorește. În primul rând, are stofă de profesor. Asta nu ca să-l că n-am niciun motiv. Are stofă. Și în ziua de azi e rar. Rar. Sunt câteva. Raravis. Sunt. Sunteți de acord cu mine că sunt câteva meserii care sunt sau se fac cu har, aceea de dascăl, de medic, de preot, mă gândesc. Orice meserie, De muziciană, spun o treabă, domnul Moldovan. Dacă nu îți place, nu o Lucru care îți place, se vede, se simte. Dacă nu îți place, și de rău. Și dacă nu îți place, se vede, se simte. Aici e treaba. Pasiunea. Să vedem. De ce ai ales această meserie? Am spus o misiune, da? Și până la urmă și o. O alegere care ține de un har, de o plăcere, de o apropiere față de ceea ce faci și de cei cărora te adresezi, până la urmă, elevii. Ce le transmiți și de ce domnul profesor Bogo, așa cum este cunoscut de elevi și nu doar de elevi, este în apropierea ta, te susține și reciproc și tu faci parte din planurile și proiectele sale. Deci, în primul rând, îi mulțumesc domnului profesor pentru că m-a chemat alături de el. Suntem colegi acum la Colegiul Național George Bariți în Cluj. Eu sunt în al patrulea an de învățământ. Pentru mine, decizia de a fi profesor a fost mai cum spontană. Nu știam că îmi place să fac asta și asta se adresează tuturor. E o descoperire. Că tu nu știi înainte să faci ceva, dacă îți va plăcea sau nu cu adevărat. Nu mă imaginam profesor. A fost o descoperire plăcută în anul întâi, când am intrat. Uh, și spuneați de ce am devenit profesor uh, și de ce am rămas mai mult. Pentru că intri, vezi cum e și după aia te gândești, bun, acum ce? Ce se întâmplă? După două-trei luni, ce vezi? Și vezi, de fapt, pasiunea. Pentru mine istoria a fost o pasiune de mic și prin ea înțeleg, de fapt, omul, în esența lui. Și asta v-am transmis și elevilor. Da? Lecțiile sunt foarte libere, deschise, descoperim împreună uh, și asta face și domnul profesor prin stilul lui foarte colocvial și chiar vulcanic cumva te ține captivat în povestea pe care o construiește. Da, și de fapt, asta este... Trebuie, trebuie preluată. E grozavă. Absolut, mai ales absolut. la ora de clasă, pentru că fac parte din generația mai veche și eram obișnuiți să stăm foarte serioși și profesorii noștri erau extrem de serioși, buni, da. dar nu erau atât de Dezinvolți, cum e domnul profesor Care uh, parcă mă face Să iubesc istoria mai mult Profesorii vechi nu erau participativi Deci tu nu descoperi istoria, ți se preda Ori dacă vii acum, în 2024 Să predai de la A la Z istoria Și elevul să stea și să scrie după dictare Ți-ai greșit vocația, în opinia mea De fapt, domnul ei nu mai tăi, uh, Lecțiile de istoria, atunci când vorbim De istoria locală, istoria locului Istoria Clujului, până la urmă Având uh, aceste cărți uh, Care te pot inspira te folosești Așa. de ele. Cluj mănăștur ultima. Ajungem la o istorie povestită a Clujului în dialog cu Daniel Moșoiu la editura Arcadia Media sau Bogo și elevii Colegiul Național George Bariciu și aceasta o carte pe care o vom discuta împreună. Hai să o vedem și aceasta, pentru că tot spuneam de profesorul Bogo. Avem și cartea cu profesorul Bogo și elevii săi de la George Baliciu. Te rog. Da, Cărții acestea sunt de mare folos, pentru că în special aceasta Bogo și elevii. Da? Un elev care pune mâna pe carte, automat e intrigat. Cum adică Bogo și elevii? Elevii ce au în cunoașterea aceasta istoriei locale. Demersul este extraordinar, e foarte util. Și încă o chestiune care trebuie înțeleasă încă de la început. Tu la clasă când predai istoria, și domn profesor a înțeles asta foarte bine și m-a învățat și pe mine de fapt, predai de fapt în abstract. Pentru elevul din clasa 5-a și chiar din clasa până în clasa 12-a, tu predai o materie în abstract. Da, o poveste despre. Dar tu în momentul în care cobori din abstract povestea în practică și, nu știu, să dăm exemplu, Holocaustul. Da, da. Uh, istoria... Era, eram comemorat, eram Sau, rog, nu ieri, acum... Uh... Nu foarte mult timp, am comemorat de pe, nouă, nouă, pe nouă, da, iar 9 iar octombrie fost, da, 2024, da, 2024, da, de da, de 20 de ani uh, comemorăm da, ziua Holocaustului. Ziua internațională a Holocaustului, exact. Zia Zia Holocaustului. Uh, și asta spuneam, de exemplu, discutam chiar la clasă de această zi care e foarte specială și de care trebuie să ne amintim și tu în momentul în care predai istoria Holocaustului, automat îi poți duce pe elevi la locul ghetou, fostului ghetou din Cluj, unde a fost ținut și de unde s-a plecat apoi cu de câteva garnituri. Deci unei lecții, da. uh, având exemplele acestea uh, practice, da. Da? da? Dar avem și aceste cărți, uh, până la urmă, și descoperim prin aceste cărți un Cluj minunat. ajung la domnul profesor, după care revin Sigur. Uh, și la Holocaust, pentru că vreau să insistăm puțin pe această zi importantă și chiar cum ai predat totul la clasă, mm. cum ai introdus acest subiect, care pare, părea foarte... Cum spui tu... Uh, fără a avea un azimut așa cum spune, se spune în armată a avea acel punct clar de care să te legi dincolo de poveste cum să ne imaginăm aceste orori sau cum și ar imagina elevii ororile dacă nu ilustrăm și dinamizăm acea lecție de istorie despre comemorarea holocaustului. Revenim Domnule profesor, cât de greu a fost să vorbiți despre Cluj-Mănăștur locul fost... de stați și ce a însemnat ca și emoție personală, scrie acest hai, tip, Aici, tip. Hai să aici spun stricam. o treabă, domnule Moldovan, aici ba e rog. de fapt o sinteză. Pentru că m-am dus după un principiu latin, non multa sed multum, nu multe, ci mult în conținut. De ce? Știm foarte bine cât citește lumea ziua de astăzi. Deci să spun o treabă, cartea asta, care are numai 80 de pagini, sigur va veni volumul 2, pentru că la informațiile care le-am le și spus invitațiilor mei, că pot face volumul 2 și 3, dar ca să fie utilă publicului, mai ales că se citește public. Asta o citești în două, trei ore, ai citit-o într-o după masă. Și îți faci habar de mănășturi. Mănășturul are o povești foarte frumoase. Să nu uităm că la un moment dat se spunea până aici democrație, de aici mănășturul. Asta în 1946. Bine, se referea la sistemul comunist. Normal. Sunt foarte multe povești. Să nu uităm că fostul ierarh al bisericii ortodoxe, Bartolomeu Anania, a fost ascuns de mănăștureni să nu cadă în mâinile represiunii comuniste. Încă nu erau chiar la putere, dar l-urmăreau. Deci, de asemenea, mănășturul se poate mândri cu o serie de poeți, scritori, oameni care au dat culoare cetății, nu numai Clujului, ci și țării în general. Nu e număr aici din lipsă de spațiu, de timp. Dar uh, ulterior Mănășturul a devenit un cartier muncitoresc, un fel de dormitor al combinatului de utilaj greu. De fapt, când au uh, început construcția în 1965 și când au dat în folosință primele blocuri în 1971, blocuri bine realizate, era de fapt stipulat acest lucru. Dar vorbim cu unul dintre arhitecții care a participat la construcția Mănășturului, Spunea, noi altcumva l-am conceput. Dar veneau ordinele de la superiorul de partid? Mă, încă 5.000 de apartamente. Păi, domnule, dar nu intră în plan. Măi, dacă nu le faci, îți cauți de lucru. Păi, în vremea respectivă, să fii șomer, mai ales dacă erai arhitect, era o traumă psihică incomensurabilă. Și atunci au făcut așa cum arată. Mănășturul. Adică aglomerat. Aglomerat, da. Uh -huh. Deci, fără un pic de uh, plan sau o treabă estetică sau să aibă ceva rigurozitate, O parte a mănășturului de fapt, și cartiele Gheorghen, Grigorescu, ieri inițial, aveau foarte bine strug, dar pe urma ulterior s-au plantat, ghirimele de rigoare, blocurile care au fost scompe. Nu că acum s-ar construi un plan anume, că și acum se construiește haotic. Și aici, e, e o, când vorbești despre ceva, trebuie să vorbești și pozitiv, și negativ. Asta înseamnă obiectivitate. Apropo de construcție și colegii ne ajută cu imagini. Putem să le lăsăm să vedem aceste imagine a Clujului. Cum ați vedea ca un om care a scris despre Cluj, cunoașteți multe, ne-a spus și despre mănășturi. o să ne spuneți despre celelalte cartiere, cum arată Clujul din punctul nostru de vedere? Ei, aici cu, Făcând o comparație a... între trecut și, și prezent. Uite, de vezi, Clujul are un sistem, totuși are un sistem arhitectural de, de construcție, deci este, cum să zic, radial concentric. Are centru, piața Unirii, Piața uh, Avramiancu, da? Piața Lucian Blagă, la centru. Care are 45 de hectare? La vechiul Cluj. Din secolul 15-16. Și toate străzile meradiene. Deci nu te poți pierde. Nu e ca București unde stai. Că acolo e altă configurație. Oraș? da, păi da e mai multe sat, mai multe... Aici nu te poți pierde. Toate orașele, mai ales din Europa Centrală și astea, aveau această planimetrie. Și Cluj, evident. Te duci din centru oriunde. Vii apoi vii spre centru. Cobori, da. Și alte orașe din țară au asemenea... Din, 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 are, au, da, dar da mai puțin. Au orașe, are Brașovul, Sibiu puțin. Deci orașele, da. Sibiu, apropo de Sibiu, este un oraș cu o vechime mare, apreciat în trecut și mai cu seamă și în prezent. Da, este Stadu, dar dacă o luăm așa de locuire, Clujul e mai vechi. Bine, nu are nicio legătură Clujul cu Napoca din punct de vedere al locuirii. Napoca a fost o colonie romană, colonia, adică avea un statut superior peste municipiu, cu avea în jur de 30 de hectare, ca am aproximativ să știu azi granițele, era ceva mai mare decât primul Cluj medieval, care avea numai 7 hectare în jurul pieței muzeului, dar mai mic decât Clujul medieval propriu-zis. Din secolele 15-16, care avea 45 de hectare. Și știm treaba asta că romanii construiau un tip patru Sigur că multe pietre din construcția vechilor temple sau case romane au fost folosite în evomediu. Apropo, că ați spus de romani, mi-a venit ideea de naționalitate. Aveți un nume interesant. Sârbesc. De unde vine un nume? Da. Bogosavljević. De altfel, chiar, doamnelor și domnilor, vă fac o mărturisire, punând aceste cărți pe masă împreună cu domnul profesor și vizualizându-le, am, am găsit, fără să vreau, în o istorie povestită a Clujului, în dialogul cu Daniel Moșoiu, scrisă de domnul profesor Bogo, cum îi spune toată lumea, grozav, dacă putem să focalizăm colegii, cartea de membru, aici a, e tatăl domnului profesor, tot profesor de istorie și aici o să, Bunicu, le, da. o să ne spună... Deci aia e partea sârbească a familiei. Deci de unde din de loc. da. da. Tatăl meu era Timișorean jet be -jet. bunicul meu Timișorean jet be -jet. străbunicul meu pe care nu l-am cunoscut venea din Mocrin, o localitate la graniță, în Banatul Sârbesc. După nume, semantica numelui înseamnă uh, Dumnezeului Sava. Deci uh, Sava este sfântul principal în cultura sârbă și în tradiția sârbă. Este și râul Sava, bineînțeles. Mai mult ca sigur că am avut niște strămoși pe linie paternă uh, foarte credincioși, dacă nu chiar preoți. Pe linie maternă sunt român. Mama era din uh, Deș, dar bunicul era din Letca, din Sălaș. Deci, eu sunt melanș. Uh, părinții mei s-au întâlnit aici la facultate, ambii fiind părinț, uh, părinții mei, fiind ambi profesori de istorie și uh, întotdeauna când am uh, ocazia și mai ales în public un pios omagiu pentru amândoi pentru că ei sunt în altă dimensiune. Și am învățat mult de la ei, de la amândoi. În primul rând, să vă zic un concept care trebuie să cred că mulți ar trebui să-l ia. Tatăl meu, care a fost un renumit profesor de istorie, cei mai vechi de aici îl cunoșteau, dar acum au și pensionar sau s-au dus în alte dimensiune. mi-a zis o treabă foarte faină. Bă, în viață să fii om, că oamenii am văzut puțin, savanții am văzut foarte mulți. Atenție, nota bine. Cine înțelege bine, cine nu. Pe, Aia de aici pornește, pe Și aici, de aici, pornește treaba de respect. Nu e, un nu, este nu, e o treabă adevărată. E o treabă deci numele este. sârbesc. Da, după, e clar. Păi, Am da. deschis din nou această ultimă carte, Cluj Mănăștur, o, poveste, o povestire istorică și legat și de discuțiile noastre. de da, povestire. Istorică, vezi? da. Și povestire, dar și o povestire ilustrată. Apropo de ce vorbeam cu colegul nostru de platou, domnul profesor, despre uh, aceste imagini da, ale mulțumită școlii, meu, școlii Armanca numărul Mihai, 4 din Calea Mănășturi, nu? Da, Din, uh, Mănăștur, nu? Bine da, zis. din 1900 e făcută școala. Ce bine că s-au păstrat aceste dovezi ale unui mănăștur care arăta... Deci cea mai veche, am avut o școală românească în cadrul actualei biserici din deal, din cimitirul mănășturului cu hramul Sfânta Maria, dormirea Maicii Domnului, atunci era greco-catolică, acolo a fost prima școală românească, care era contemporană cu școala Ioan Bob, adeastă, de a de astăzi, dar de fapt pe strada Napoca. Două școli românești erau un și primare susținute de confesiunea greco-catolică, pentru că majoritatea românilor din zona asta erau greco-catolici. toți au trecut la această confesiune. În Someșeni era ortodox. Mănăstirea din deal, de pe sada Bisericii Ortodoxe, care e realizată în 1798, a fost realizată în principal de negustorii a români și macedo-români. Vă vine să credeți că mai avem șapte minute și vreau să le drămuim... Îmi timp... vine să cred că eu știu cât vorbesc. Da. Și ați, ați dominat timpul, nu ați, dominat a, dominat, a, ați comprimat, e un lucru original pe care l-ați făcut să mai dăm cuvântul și colegului profesor alături de noi Să punctăm puțin despre Holocaust și ce ai predat la, la oră Ca să trecem și noi să comemorăm până la urmă aici la Actual Regional Holocaustul Uh, și, uh, domnul profesor, să se gândească la concluziile finale despre Cluj, ce Un moment. Holocaustul la Cluj începe în 27 mai. Noi nu avem treabă, că aici era administrație așa ungurească. Este. Așa este. Hortistă, pardon. Așa între așa este. 27 mai și 9 iunie, se transporturi. Sunt alte date, da. Să da, mai discutăm, las pe Andrei. Tocmai, tocmai asta e și da. ideea. Uh, spuneați, cum predăm istoria Holocaustului? Prin contextualizare. Ideea este că holocaustul nu e un uh, eveniment unitar, nu e un proces unitar. E un proces etapizat care evoluează de la ceva la altceva. Ori, uh, oamenii în general și și elevii au o imagine standardizată asupra holocaustului. Da, holocaustul a fost un eveniment nefericit care a constat în exterminarea prin camere de gazare. Ce, au, spune. Zi, ce au văzut. Ce au văzut Așa. prin filme, popularizare exact. sau zvonuri. Și, din păcate, și multe conspirații care circulă informal prin TikTok, Instagram sau bunici, părinți, conspiraționiști care au tot felul de Sau păreri. Fake news Sau fake news-uri, să news vorbim așa cu da. termenii da. moderni de astăzi. Sau partide... Acele informații false. Da. Da. Sau anumite partide și grupări care răspândesc în mediul online conspirații pentru a imacula așa trecutul națiunii. Da. Ori, tocmai asta, asta e scopul disciplinei introdus obligatoriu în programa școlară. De a contextualiza, de a arăta că de fapt nu doar cineva alteritatea, rău, nazist, face tot holocaustul, ci holocaustul e un proces care participă și populația locală. Sigur. Și populația locală și au o serie de fact, factori care da. au nu au al pornit alu. acest da. tăvălug da. în mod nefericit. Clar, vorbim de Cluj, vorbim de administrația maghiară care și are rațiuni schimbătoare în funcție de moment, de la 42 până la 44, și 45. Și acum mimele. ca să te integrăm, mulțumim da. de această da. lecție uh, predată uh, folositoare să te integrăm în finalul acestei emisiuni. Începem cu tine cu concluzia. Uh, cum vezi tu aceste cărți uh, și ce înseamnă pentru elevii acestui liceu unde predai și tu și domnul profesor să se aducă mereu în conștiința personală, până la urmă, a fiecăruia dintre noi, ideea a locului unde trăim sau au trăit bunicii noștri sau trăiesc părinții noștri și poate și noi de aici ne dorim mai mult să rămânem și să nu depopulăm până la urmă un oraș, o urbe, migrând în țări străine, pierzând odată forța de muncă și depersonalizându-ne într-o oarecare măsură. Știți, în mediul academic, istoria locală e o chestiune veche, uh, care a început de mult și care a rămas cam acolo. În preuniversitar, domnul Vreșu e un deschizător de drumuri. E un scor monitor? E un scormonitor. Grozav! E un deschizător de drumuri, cum spuneam, și o să-i urmeze mulți, printre care și eu și probabil și ceilalți colegi mai tine. Ce-ți propui pe viitor, uh, pornind de la acest exemplu personal, grozav? Aici, aici este baza... Și pe ea nu mai clădim în sus, dar baza e aici și e recunoscută ca se pare uh, o, cu adevărat un respect pe care îl aduci domnului profesor și e minunat că se întâmplă acest lucru uh, și e minunat că este atât de responsabil și de, uh, cum să spun, apropiat uh, de a duce mai departe această, uh, n -aș zice calitate, plăcere, ci aș zice... Uh, o, o dorință de a rămâne dumneavoastră viu prin tot ceea ce faceți uh, și să aveți așa o să dăinuiți în timp în aceste cărți și toate zicele pe care le aveți. Da, mulțumesc de apreciere. În primul rând, Andrei e un băiat talentat, e un profesor cu har, sigur va fi un, deja e un profesor foarte bun, va fi și mai bun. Asta este, și nu mă înșelam, eu așa un fler aparte, Știi că aici, apropo, și de copii și de elevi. Dacă n-ai empatie față păi de ele, vreau să, uh, am, aici e Am ales împreună să-l promovăm, pentru că da. v-am spus, e o meserie de har și trebuie promovați tinerii să facă meseria cu drag și să și cu responsabilitate. Păi să cineva, da? Am zis, nu pe or, oricine. Păi nu pe oricine, dar ce e oricine? Păi nu e oricine. Am păi oricine. Da. De asta l-am promovat. Păi, da, bineînțeles pe Iubia, dar bineînțeles că nu e oricine. Concluziile finale, domnule profesor, Legat de, de Cluj, ce mai trebuie să știe telespectatorii despre Clujul lor? Din acum, telespectatorii să luăm un telespectator ca un om normal. Deci să știe ideile de bază, pentru că nu poate să știe ca un istoric. Nici nu vreau treaba asta. Nu e în intenția mea. Dar intenția mea a fost, domnule, și totuși se vede o creștere a iubitorilor de Cluj, creștere numerică. Adevărul, cei care iubesc și respectă Clujul, din Clujul actual, dacă sunt 5%, e mult. Asta e adevărul. Marea majoritate mai vin din snobism, mai vin că trebuie să vină, știți ce proverbul ăla, snobles obliși, pardon, ob... aici e snobles obliș, nu e nobles obliși, da, da, da. așa, ați înțeles despre ce vreau să zic? Dar când te-ai împiedicat, ridică-te mă uite-te de ce te-ai împiedicat, să știi de ce te-ai împiedicat. Și asta contează pentru că dacă cu tu-ți cunoști cât de cât orașul, nu trebuie să fii istori. Mă, pui altcumva problema. E o problemă de, so, de, societate civilă. Noi dar vorbim, dar e, noi nu avem E diferit clujeanul care își iubește Clujul de londonezul care își iubește Londra, de bucureșteanul care își iubește Bucureștiul, de băimăreanul care își iubește... Nu e ba, diferit, tot același atașament. Dar vreau să văd eu unde băimăreanul care își iubește așa la nesfârșit orașul să demonstreze. Vreau să văd eu bucureșteanul care să demonstreze. Și acum probabil la Londra, vechi englez, că acum și Londra e așa mixată, da, au. Au o treabă de patriotism local, dar nu Londra. Orașele mici din asta Marea Britanie. să ajung aici. Orașele, Orașele mici, mici sau din Franța. Au tradiție, au patriotism au, local au, mai, au. mai mult decât uh, uribile mari. Da, da, da. Și în America. Și italienii. Și italienii. Și italienii. Ah, vai de mine, și italienii. Pe așa se cunoște și promovează. Și clujenii și iubesc urbea lor? Credeți asta? Declarativ. Generația tânără versus generația... Declarativ mai experimentată, să spunem așa. Acum, mai experimentată, nu vreau să fiu hâtrul, dar nu prea cred. Adevărul, sunt care o iubesc, dar nu sunt mulți. Dar va crește procentul. Dacă sunt informați, dacă ai, știi despre ce e vorba, te îndrăgostești. Cum a spus și Andrei, domnule, nu știu că voi deveni profesor, dar mi-a plăcut. Vezi o fată, discuți cu ea, te îndrăgostești. 10 secunde. Pe... Uh, Trimiteți un gând către cei de acasă uh, despre Cluj, despre iubirea Iubiți lor. Iubiți-vă locurile natale, indiferent că Cluj sau alt loc. Indiferent. De ce să o facă? Pentru că asta dă, nu o dovadă de patriotism local, îți deschide mintea, în primul rând, și atașamentul nu numai față de loc, ci și față de țară. Căutați-l pe domnul profesor Bogo, cum este cunoscut și iubit de toți. Volubil, deschis, energic. căutați aceste cărți și așa veți afla unde locuiți cu adevărat într-un oraș evident Minunat! La revedere!